Bună ziua! Dragi fermieri, astăzi vorbim despre dezinfecția solarilor. Practic, totul pornește de aici, din răsadniță. Dacă reușiți să creșteți răsaduri sănătoase, atunci începeți anul cu un plus. Rolul dezinfecției este de a reduce pagubele produse de agenții fitopatogeni, mai precis de bacterii, ciuperci, insecte și nematozi care atacă plantele. Dezinfecția este de două tipuri. Prima se face dezinfecția solului, care se va efectua cu ajutorul granulelor de bazamid care se vor incorpora în sol, sau cu nemasol, care se va efectua cu ajutorul sistemului de picurare. Foarte important pentru această operațiune este doza aplicată, în sol să fie minimum 6 grade, iar după efectuare se vor păstra 25 de zile până la plantare. 2. Dezinfecția scheletului solarilor, a meselor sau uneltelor aflate în răsadnițe. Pentru această operațiune vom folosi substanța activă formaldehida de 37%, care este mai exact pentru dăunători, pentru trips, musculița albă de seră și paiangenul roșu comun. Doza folosită este de 200 de mililitri la 10 litri de apă. Pentru diluarea acestuia se va folosi apă călduță, iar vom folosi un atomizor de ceasă. Aici este acest atomizor care va crea o ceață abundentă și va acoperi în totalitate toate colțurile, toată rama solarului și în acest fel vom efectua cu exactitate această operațiune. Este important să se folosească un echipament special de protecție, deoarece această substanță este toxică și este inacceptabilă de inhalat. După efectuare, se va închide răsadnița timp de 2 zile. Mulțumesc! Urmăriți-ne pe pagina de Facebook AgroSell. Nu ezitați să vă înscrieți pe pagina YouTube, unde vom fi alături de fermieri cu multe alte sfaturi. Până data viitoare, la revedere!